Chiar dacă nici Washingtonul, nici Kievul nu confirmă presiunea asupra lui Volodymyr Zelensky, publicația Kiev Post anunță că președintele ucrainean ar fi renunțat la unele dintre condițiile formulate pentru a se așeza la masa negocierilor cu Moscova. Îndemnurile blânde ar fi fost exprimate vinerea trecută cu ocazia vizitei la Kiev a lui Jake Sullivan, consilierul pe probleme de securitate națională al Casei Albe. Principala concesie a lui Zelensky este să nu mai condiționeze tratativele de pace de înlăturarea de la puterea lui Vladimir Putin. Rana, жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Chiar așa, ministrul rus al apărării și-a permis să pară îngrijorat în legătură cu soldații Moscovei, ca să justifice decizia retragerii din Herson. Herson, oraș strategic către Crimea și prima și singura capitală regională capturată de Rusia în toată invazia. Soldații Moscovei se retrag peste râul Nipru, pe malul estic, și nimeni de la Moscova nu dă nicio explicație, anunțând doar că e un lucru demn de toată lauda. La rândul lor, ucrainenii, în mod ciudat, nu par să fie deloc entuziasmați de această retragere pe care deja unii comentatori vestici s-au grăbit să o califice drept cea mai rușinoasă repliere militară de după căderea RSS-ului. Și atunci, ce se întâmplă de fapt? De ce pleacă rușii? De ce nu jubilează ucrainenii? Ultimii par să se teamă să nu fie cumva o cacealmă amenită să le atragă soldații în această zonă, pe malul stâng al Niprului, și acolo să fie măcelăriți de trupele Moscovei cu poziții întărite. Militarii occidentali cred că mai degrabă Rusia folosește Niprul ca pe o frontieră naturală, ca să-și întărească armata, să o pună la adăpost și mai mult decât atât să trimită trupe aici, în Donețk, unde pe front lucrurile nu merg bine deloc pentru armata lui Putin. Cert este că Hersonul pare să fie acum un no man's land și numai zilele următoare ne vor spune ce au de gând să facă diviziile 76 și 106 aeropurtate ale Federației Ruse și Corpul 22 de armată. If I was the Ukrainian commander-in-chief at the present moment, I would be very wary of what is going on. I would put my reconnaissance and intelligence forces hard to work to find out what is going on the ground. Probably a seminal moment in this campaign. I think we all need to watch it very carefully. Iar liderul de la Kiev chiar asta face. Якщо не відчуває сил, дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику. В інтересах звільнення всієї нашої землі і щоб втрати були якнайменші. În schimb, Vladimir Putin pare să se fi distanțat de anunțarea deciziei de retragere, după cum observă și jurnaliștii. Defense Minister Shoigu, Russian General Suravikin. Shoigu, Suravikin, Suravikin again. Now, where's the commander-in-chief, Vladimir Putin? Oh yes, here he is, talking about minimizing the poverty threat for Russian families. Sau felicitându-i pe polițiști pentru că mențin ordinea în teritoriile ocupate. The war here on the southern front is being fought across wide open fields. It is an artillery battle and it is absolutely deadly. Now, this team has just been given the coordinates by the drone reconnaissance unit and they're heading now to fire rockets at Russian positions. Pe de altă parte, la Kiev și în capitalele occidentale, reacțiile sunt prudente, chiar suspicioase. We have seen the announcement, but we will of course wait and see what actually happens on the ground. Maybe it's a ruse to encourage the Ukrainians to advance such that the Russians could launch a counteroffensive with armored forces, and heaven forbid that they could possibly launch an attack with tactical nuclear weapons in the open ground around Kherson. They are masters of maskarovka, deception, camouflage. În același timp, se tot aud apeluri în favoarea diplomației. Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались. Мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент. Херсонla ilgili olarak Rusya'nın aldığı karar olumlu bir karar. Eğer bir katılım olursa orada tabii ruberu görüşme imkanımız olacak. Earlier, when you said it remains to be seen whether the Ukraine government is prepared to compromise with Russia.
Are you suggesting with the word compromise that you think that there is room for territorial compromise now? That No, I'm not. That's up to the Ukrainians. What kind of compromise did you have in mind? I didn't have any in mind. I think the context is that whether or not they're pulling back from Fallujah and from the Kherson. And I said, what's going to happen is they're going to both lick their wounds, decide whether what they're going to do over the winter, and decide whether or not they're going to compromise. I don't know what they're going to do. But I do know one thing, we're not going to tell them what they have to do. Wars are by nature unpredictable. At some stage, most likely, this war will end at the negotiating table. But we know that what Ukraine can achieve around that table is absolutely linked to the strength on the battlefield. Pe de altă parte, și generalul Milley a insistat pe oportunitatea negocierilor. Trebuie să existe o recunoaștere reciprocă a faptului că victoria militară probabil nu poate fi obținută în sensul propriu al cuvântului prin mijloace militare. Prin urmare, trebuie să ne uităm la alte mijloace. Există o fereastră de oportunitate pentru negociere, a subliniat generalul Milley.